Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și aflăm azi că extraterestrii n-au călătorit de pe o planetă îndepărtată, ci de fapt au fost aici tot timpul. Nu e de mirare că adevărul e mai ciudat decât ficțiunea. Ficțiunea trebuie să aibă logică, spunea Samuel Langhorne Clemens, adică Mark Twain. Care sunt implicațiile pentru omenire dacă ținem seama de posibilitatea ca omenirea să fi fost manipulată genetic și prin intermediul sistemelor de credințe de către entități extraterestre hiperdimensionale încă de la începutul timpurilor? Entități care în tot acest timp s-au hrănit cu noi energetic, emoțional și fizic. Există relatări străvechi care fac referire la realitatea controlului hiperdimensional și a formelor de viață extraterestre. Există desene în peșteri și sculpturi, scrieri ale gnosticilor și ale sufiților, indieni americani, Biblia, Bhagavad Gita, Vedele. Poate că extraterestrii n-au călătorit de pe o planetă îndepărtată, ci de fapt au fost aici tot timpul. Zecharia Sitchin sugera că Anunnaki se întorc pe Pământ. Poate că n-au plecat niciodată, ci au fost aici în tot acest timp, la marginea spectrului nostru perceptiv. După cum spunea o persoană răpită, poate că ei ne percep ca fiind proprietatea lor, iar Pământul este ferma lor. Noi suntem resursele și hrana lor, sau în cuvinte și mai tulburătoare, ale unei alte persoane răpite, știi cum, pentru ei noi suntem doar niște gândaci. Poate că astfel de afirmații ne fac să râdem, dar milioane de oameni trec prin aceste experiențe care sunt etichetate drept probleme psihologice. Poate că ar trebui să ascultăm mai îndeaproape persoanele răpite, dar și pe cercetătorii din domeniu, înainte să ne întoarcem privirile rapid în altă parte. Iată o statistică cu persoanele și copiii declarați dispăruți anual. Desigur, mare parte dintre ei sunt găsiți după ceva timp, dar mulți nu. Dacă luăm în calcul faptul că doar 5% din cei dispăruți au legătură cu fenomenul OZN, cifrele sunt foarte mari. La nivel global, statisticile spun că cel puțin 8 milioane de copii sunt dați dispăruți în fiecare an. În majoritatea țărilor din Africa, America Latină sau Asia, nimeni nu realizează astfel de statistici și nu există protocoale pentru persoane sau copii dispăruți, deci numărul este mult mai mare. În fiecare an, mai mult de 800.000 de copii sunt dați dispăruți în Statele Unite. În 1980, aproximativ 150.000 de persoane erau declarate dispărute, acum numărul depășește 900.000, e vorba tot de Statele Unite, pentru că acolo se fac statistici mai amănunțite. Totuși, dacă cifrele astea sunt oficiale, părerea mea e că sunt mult subțiate. Din totalul de 900.000, 50.000 sunt peste 18 ani. Jumătate din persoanele dispărute sunt albe, 30% sunt afroamericani și 20% sunt latini. Din aproape 700.000 de persoane dispărute raportate în 2010, peste 530.000 erau albi, sub 18 ani. Statistica ne mai spune că 800.000 de copii vor fi raportați dispăruți în fiecare an în Statele Unite. 40.000 de copii dispar anual în Brazilia, 50.500 în Canada, 39.000 în Franța, 100.000 în Germania și 45.000 în Mexic. În jur de 230.000 de copii dispar în Marea Britanie anual, sau un copil la fiecare 5 minute. Potrivit National Crime Information Center, 355.000 de femei au fost raportate dispărute comparativ cu 337.000 de bărbați. O statistică din 2008 arată că în urmă cu un an, în Rusia dispăruseră în jur de 120.000 de persoane. Dintre aceștia, aproximativ 59.000 erau bărbați, 38.000 erau femei, restul de 23.000 fiind minori. Există 1.000 de lucruri care pot să împiedice un om să se trezească, lucruri care îl țin în puterea propriilor lui vise. Pentru a acționa conștient, cu intenția de a se trezi, omul trebuie să cunoască natura forțelor care îl mențin în stare de somn. În primul rând, trebuie să ne dăm seama că somnul în care trăiește omul nu este un somn normal, ci un somn hipnotic. Omul este hipnotizat, iar această stare de hipnoză e permanent menținută și consolidată în el. Aproape că ne vine să credem că există niște forțe pentru care este util și profitabil să mențină omul într-o stare hipnotică și să-l împiedice să vadă adevărul și să-și înțeleagă propria poziție. G.I. Gargiff. David M. Jacobs a făcut cercetări în domeniul OZN, răpirilor extraterestre, timp de peste 40 de ani. A publicat mai multe cărți și a lucrat cu mii de răpiți, folosind în cea mai mare parte tehnici de hipnoză pentru a dezvălui aceste experiențe. El spune următoarele: cercetările mele se bazează pe mai mult de 42 de ani de cercetări în domeniul OZN. În plus,
Din 1986 am efectuat peste 1000 de regresii hipnotice cu persoane răpite. Am încercat să fiu pe cât de obiectiv cu putință și să nu urmăresc niciun plan. Nu am depromovat niciun program New Age, spiritual, religios, transformațional sau transcendent. Încerc să mă țin cât pot de aproape de dovezi, dar nu este posibil să fi fost ferit de greșeală. Majoritatea dovezilor pe care le avem în ceea ce privește fenomenul de răpire extraterestre este din amintiri revelate prin hipnoză. E greu să ne imaginăm o formă mai slabă de dovadă, dar este o dovadă și avem foarte multe de acest fel. În cei 40 de ani de cercetări în domeniul OZN-urilor, dintre care ultimii 20 petrecuți studiind fenomenul răpirilor, am aflat un truism simplu. Toți demascatorii fac una sau mai multe dintre trei greșeli fundamentale. Nu cunosc dovezile, ignoră dovezile sau distorsionează dovezile. Oricare dintre aceste erori ar fi catastrofală și poate chiar necinstită din punct de vedere științific atunci când scrii despre ceva care are consecințe științifice acceptate. A lăsa erori în text este echivalent cu a ignora sau distorsiona dovezi. Din păcate, când e vorba de răpiri, toți demascatorii respectă truismul dovezilor, fără nicio excepție. Carla Turner a fost răpită ea însăși de extraterestri și este o cercetătoare respectată. Este autoarea a trei cărți despre fenomenul de răpire extraterestră. Into the Fringe, în 1992, Taken, 1994 și Masquerade of Angels. Dr. Carla Turner a murit de un cancer ciudat care s-a dezvoltat foarte rapid în 1996 după ce a fost amenințată pentru munca ei. Avea doar 48 de ani. Dr. Turner a confirmat lucrările lui Jacobs, însă ea crede că formarea unei rase hibride nu este tot, având în vedere că există multe cazuri de răpire care prezintă comportamente și planuri diferite. Probabil că atinsese o coardă sensibilă, căci a început să fie hărțuită de agenți și de armată toată viața până când a murit. Conform cercetărilor ei, Dr. Turner crede că oamenii sunt folosiți ca resursă de acești extraterestri în mai multe feluri. Dovezile arată că extraterestrii recoltează de la noi în multe feluri, atât emoțional și energetic, cât și fizic. Există chiar relatări de scenarii despre facilități în care sunt prelucrate corpuri omenești, multe din aceste relatări provenind de la persoane care nu cunosc literatura în domeniul OZN. Înainte să ne dăm voie să credem în caracterul binevoitor al intervenției extraterestre, ar trebui să ne întrebăm oare ființele iluminate au nevoie să folosească acoperirea nopții ca să facă fapte bune? Oare au nevoie să ne paralizeze și să ne facă incapabili să ne opunem? Oare îngerii au nevoie să ne fure fetișii? Oare au nevoie să manipuleze organele genitale ale copiilor noștri și să ne sondeze rectul? Oare frica, durerea și amăgirea sunt consecvente cu niște motive spirituale elevate? Într-un caz pe care îl povestesc în Into the Fringe, James avusese în cea mai mare parte amintiri conștiente și aproape că nu făcuse deloc hipnoză. El și-a amintit cum a fost atras în apropierea unei pleiadiene frumoase, care era foarte atrăgătoare și foarte tandră și aproape seducătoare. Ea voia ca el să vină să o îmbrățișeze. Când a ajuns în brațele ei și a crezut că ea urma să-l sărute, entitatea a dispărut complet, iar în locul ei a rămas un personaj negru-violet, cocoșat și cu aspect aproape lipicios, cu trăsături destul de asimetrice. Am mai întâlnit același tip de creatură și în alte cazuri. Entitatea era foarte puternică. În loc să-l îmbrățișeze pe James, creatura l-a aruncat la pământ și i-a băgat un tub de o jumătate de metru pe gât în stomac, extrăgând secreții gastrice. În ziua următoare, el încă mai simțea gustul de fiere, îl ustura gâtul pe interior și a descoperit urme de gheare pe ambele părți ale gâtului, acolo unde fusese țintuit la pământ. Oamenii au nevoie profundă să creadă în puterea binelui. Noi avem nevoie să fim o forță bună pentru extraterestri, de vreme ce ne simțim atât de neajutorați în prezența lor. Și avem nevoie de o forță superioară care să ne ofere o speranță de mântuire, atât la nivel personal cât și global, atunci când vedem starea jalnică a lumii. Eu cred că extraterestrii știu acest lucru despre noi. Ei știu că noi vrem și sperăm ca ei să fie creaturi binevoitoare și că ne folosesc dorința de bunătate pentru a ne manipula. Ce mod mai bun de a obține cooperarea noastră ar putea să existe decât acela de a ne spune că ceea ce ne fac este spre binele nostru? Iar din aceste detalii devine clar faptul că ființele care fac astfel de lucruri nu pot fi percepute ca iluminate spiritual, ca având în minte cel mai bun interes al omenirii. Altceva se întâmplă, ceva mult mai înspăimântător și mai dureros în multe, multe cazuri de răpire.
Cât despre cercetătorii care susțin că extraterestrii au venit să ne ajute să evoluăm către nu știu ce conștiință superioară, sau că se află aici cu vreun alt scop pozitiv, să ne salveze planeta, să promoveze pacea în lume și așa mai departe, îi provoc pe acești cercetători să includă în viziunea lor și date aberante. Teoriile sunt puncte de pornire pentru cercetare, nu concluzii dovedite. Iar cercetătorii în domeniul OZN trebuie să fie dispuși să-și extindă și să-și modifice teoriile în conformitate cu datele pe care le descoperă. Ar fi minunat dacă am putea să modelăm experiențele cu extraterestri în ceva pozitiv, dar până nu luăm serios în calcul detaliile întâlnirilor de răpire, toate detaliile, cred că este periculos să ne agățăm de teorii care ignoră datele ce nu se potrivesc. Căutarea adevărului întreg este o datorie pe care o avem față de noi înșine. Indiferent care se dovedește a fi adevărul, în cele din urmă trebuie să-l căutăm. Fără el suntem ca niște copii care se joacă cu umbrele. Nu știm nimic și cu siguranță nu avem aptitudinile necesare ca să înfruntăm entitățile reale, oricare ar fi ele care se află în spatele acestei mascarade. E o prostie să luăm totul doar după aparențe. La fel să nu ne luăm deloc după aparențe e ridicol. Investigațiile în acest domeniu nu poate fi nimic mai important de făcut pentru noi la acest moment decât să ne uităm dincolo de dorințele noastre, dincolo de fricile noastre și să căutăm o realitate și o înțelegere obiectivă. Laura Knight Jedzik, autoarea cărților Gradul ridicat de stranietate al dimensiunilor, Densitățile și procesul de răpire extraterestră și Istoria secretă a lumii. Ce este adevărat și ce este minciună în lumea OZN-urilor, extraterestrilor, răpirilor și a realităților hiperdimensionale? Ar trebui să facem un efort și să aflăm acest lucru. După cum spunea Carla Turner, este o datorie pe care o avem față de noi înșine. Trebuie să fii atent când cer să afli adevărul. De obicei, este ceea ce nu vrei să auzi sau ceea ce nu vrei să înfrunți. O întrebare arzătoare poate să deschidă ușa unui vârtej de vânt. Un alt element tulburător care a reieșit din cercetările mele este că aceste ființe, fie că sunt demoni, vampiri sau extraterestri, par să aibă capacitatea de a ne controla gândurile într-o oarecare măsură corpul fizic, vremea și chiar evenimentele din viața noastră. Multe persoane au relatat că răpitorii lor erau persoane binevoitoare, dar dacă ținem seama de toți factorii din tabloul mai larg al fenomenului, se pare că astfel de povești despre bunăvoință ar fi de natură să inducă în eroare. La nivelul nostru de realitate, conceptul că nimic nu este real, așa cum a fost acesta promulgat de guru și de învățător de-a lungul istoriei, este la fel de inutil ca a spune că gravitația nu este reală. Asemenea, considerații sunt utile numai pentru extinderea percepției. Nu sunt utile pentru aplicarea practică, de vreme ce energiile creației par să treacă prin mai multe niveluri înainte să se întâlnească la mijloc, ca să spunem așa, în realitatea noastră. Doctorul Jacques Vallée, savant și astronom și cercetător în domeniul OZN, scrie în Incomensurabilitate, ortodoxie și fizica stranietății ridicate, un model pe 6 niveluri al fenomenelor aberante. Dacă privim lumea din punct de vedere informațional și dacă luăm în considerare multele și complexele moduri în care pot fi structurate timpul și spațiul, vechea idee de călătorie în spațiu și de navă interplanetară, de care încă se mai agață și mai mulți tehnologi, pare nu numai învechită, ci chiar ridicolă. Într-adevăr, fizica modernă a depășit deja această fază și oferă o interpretare foarte diferită despre cum ar putea arăta un sistem extraterestru. Eu cred că există în jurul nostru un sistem care transcende timpul, transcenzând spațiul. Este foarte posibil ca sistemul să se poată localiza în spațiul cosmic, dar manifestările sale nu sunt de navă spațială în sensul obișnuit de șuruburi și piulițe. OZN-urile sunt manifestări fizice care nu pot fi înțelese în afara realităților mediumnice și simbolice. Ceea ce vedem aici, de fapt, este un sistem de control care acționează asupra oamenilor și care folosește oamenii. Prezentarea simbolică pe care o văd persoanele răpite seamănă cu tipul de ritual de inițiere sau de călătorie astrală care este incorporat în tradițiile oculte ale fiecărei culturi. Structura relatărilor despre răpiri este identică cu cea a ritualurilor oculte de inițiere. Ființele OZN de azi aparțin aceleași clase de manifestare ca și entitățile oculte care erau descrise în veacurile trecute. Întinderea, frecvența și distribuția observărilor de OZN-uri fac ca ipoteza populară cu privire la extraterestri, cea interplanetară, să fie imposibil de susținut.
Multe dintre farfuriile zburătoare par să nu fie nimic altceva decât un paravan pentru vreun fenomen ascuns. Sunt ca niște cai troieni care se coboară pădurile și câmpurile noastre, promițând mântuirea și oferindu-ne splendoarea unei mărețe supercivilizații din cerul. Oare extraterestrilor chiar le pasă de noi? Există multe dovezi tulburătoare care spun că nu. Le pasă doar în măsura în care putem să îndeplinim scopul enigmatic pe care îl avem pentru ei. Povestea adevărată despre OZN-uri trebuie să cuprindă toate diferitele manifestări care sunt observate. Este o poveste despre fantome și spirite și aberații mentale ciudate, o poveste despre o lume invizibilă care ne înconjoară și din când în când ne înghite. O poveste despre profeți și profeții, despre zei și despre demoni. Este o lume a iluziei și halucinațiilor, în care irealul pare foarte real și unde realitatea însăși este distorsionată de forțe stranii, care aparent pot să manipuleze spațiul, timpul și materia fizică. Forțe care ne depășesc aproape în întregime puterea de înțelegere. Cerurile noastre au fost pline de cai troieni de-a lungul istoriei, care, la fel ca și calul troian din poveste, păreau să ascundă intenții ostile. Această teorie a ostilității este sprijinită și de faptul că cel mai adesea obiectele Alexa apar în forme pe care le putem accepta cu ușurință și pe care ni le putem explica într-un mod satisfăcător, de la dirijabile și până la meteoriți sau avioane cu aspect obișnuit. Cu alte cuvinte, farfuriile zburătoare nu sunt deloc ceea ce am spera noi că sunt. Ele fac parte din altceva. Eu numesc acel altceva operațiunea Calul Troian. Adevărul real este că pasionații de OZN-uri au fost prostiți vreme de atâția ani nu de către guvern, ci chiar de fenomen. Jucându-se cu propria noastră reflexie de sine, care este singurul punct de conștientizare care ne-a mai rămas, prădătorii creează impulsuri de conștientizare pe care apoi le consumă, într-o manieră nemiloasă de prădători. Ei ne dau probleme fără sens care fac să ia naștere acele impulsuri de conștientizare și în acest fel ne țin în viață pentru ca ei să se hrănească cu impulsurile energetice ale pseudo-grijilor noastre. Vreau să spun că ceea ce ne stă în față nu este un simplu prădător. Este foarte inteligent și organizat și urmează un sistem metodic prin care ne face inutili. Omul, ființa magică ce este destinată să fie, nu mai este magică. Este doar o bucată oarecare de carne. Nu mai există alte vise pentru om decât visele unui animal care este crescut pentru a deveni o bucată de carne, banal, obișnuit, imbecil. Don Juan Matus în Latura activă a infinității, de Carlos Castaneda. Ideea că bărbații și femeile și copiii pot fi luați împotriva voinței lor din casă, mașină și din curtea școlii, de către ființe humanoide ciudate, că pot fi duși pe o navă spațială și supuși la proceduri intruzive și amenințătoare, este atât de amenințătoare și în același timp atât de agresivă față de noțiunile noastre despre ce este posibil în universul nostru, încât cele mai multe relatări media fie resping fenomenul, fie îl distorsionează în mod bizar. Johnny Mack, MD, profesor de psihiatrie la Harvard, din cartea sa Abduction. Oare mai există indicii în istoria și în scripturile străvechi care să vorbească despre un posibil sistem hiperdimensional de control, un fenomen parafizic indigen existent pe planeta Pământ? Există câteva surse care prezintă teorii interesante și care se mulează pe conceptul de OZN al timpurilor noastre, ba mai mult, la o atentă corelare a faptelor, putem presupune că istoria ne-a prezentat aceste lucruri, dar le-am ignorat sau am preferat variantele oficiale puse pe tavă de către alții. Nu ne iluminăm imaginându-ne personaje de lumină, ci conștientizând întunericul. Carl Gustav Jung. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!